Cele mai frumoase rase de câini au fost prezente sâmbătă 20 septembrie pe stadionul CS Mușcel din Câmpul Lung pentru a participa la expoziția națională Campionat Aptitudini Chinologice. S-a organizat un concurs pe criterii de frumusețe în care s-a punctat forma fizică a patrupedelor și aptitudinile acestora. Acest eveniment a început să atragă cât mai mulți iubitori de animale, iar datorită vremii prielnice, o mulțime de mușceleni au venit să admire concurenții. Au fost înscriși în concurs 210 câini, numărul maxim de patrupede înscrise la această competiție, fiind de 348 înregistrat în urmă cu 3 ani. Au participat câini din toate colțurile țării, doi venind chiar din Rusia. Deci, concursul este un concurs pe criterii de frumusețe. Câinii trebuie să fie în formă fizică deplină. Sunt apreciați atât în mișcare cât și static. Este de dorit ca să nu fie probleme fiziologice, adică să nu fie femele gestante, să nu fie câini care au anumite boli sau anumite probleme, pentru că vor fi depunctați. Oricum, ei sunt triați printr-o vizită medicală la intrarea în expoziție. Avem rase multiple, este o expoziție multirasă. Sunt rase de ciobănești, sunt rase de câini utilitari, sunt rase de câini molosoizi, câini de agrement, o multitudine de rase. La sfârșitul expoziției, după ce se alege din cadrul fiecarei rase câte un câștigător, se va desemna câștigătorul suprem, atât pentru junior, deci pentru cei care sunt între grupa de vârstă 9-18 luni, cât și pentru adulți sau pentru veterani. Sunt și câini peste 7 ani în expoziție. Avem un câine de 11 ani. Toată expoziția se desfășoară sub egida FCI, Federația Chinologică Internațională. Avem și un regulament de funcționare în baza căruia înscriem câini, se arbitrează și se derulează această expoziție și acest program. Câți câini au fost înscriși? 210. Și premiile în ce constau? Premiile constau în primul rând diplome, calificativele care se dau, mâncare, cupe și anumite recompense. Premiul cel mai mare însă este admirația celor care văd aceste exemplare canine și satisfacția celor care le prezintă, pentru că e lucru mare să vii cu ceva deosebit, să placă, să fie frumos și să mai fie și lăudat. Pleci acasă cu o satisfacție deosebită, plus că multă lume nici nu a văzut atâtea rase, nici nu știau că există atâtea rase și, cum să vă spun, e un fenomen inedit. V-ați fi așteptat să fie înscriși mai mulți câini? În anii trecuți am avut mai mulți câini înscriși, dar se pare că totuși criza economică și nu numai preocuparea socială care ne apasă pe toți își pune amprenta și în domeniul ăsta. Din ce zone ale țării sunt veniți câinii? Deci câinii sunt veniți din toată România. Avem câini de la Constanța, câini de la Timișoara, avem câini din Iași, avem câini de la Suceava, câini de la Brașov. Deci sunt câini din toate zonele României. Ca să nu uit, avem doi câini care vin din Rusia. Este al 6-lea an consecutiv când reușim să organizăm expoziția chinologică de la Câmpul Lung Mușcel. Iar numărul maxim de patrupede înscrise care a fost? Maxim am avut un număr de 348 de câini, asta s-a întâmplat acum 3 ani. Stăpânii patrupedelor au arătat cât de mult își iubesc cei mai buni prieteni și ne-au dat câteva detalii despre creșterea fiecărei rase în parte. Spuneți-ne cum vă numiți, de unde veniți și ce rasă de câini aveți? Mă numesc Ionuț Ungheanu, sunt din Bușteni, Prahova și cresc rasa ciobănesc mioritic. E singurul câine pe care îl aveți? Nu, am canisă și cresc în prezent 6 exemplare. E prima dată când participați la această expoziție de aici, de la Câmpul Lung? Nu, este a 4-a oară. E greu să întreții un astfel de câine, o astfel de rasă? E destul de greu. Cam ce costuri implică lunar? Nu neapărat costuri, cât timp. Timpul este problema. Costurile mănâncă ca un câine normal, numai că trebuie să ai grijă de blana lui, că altfel se împâslește și arată foarte urât. Cam la cât timp îi faceți toaleta, să spun? La 3 săptămâni. Cam la 3 săptămâni. Îl periez foarte bine. Și baie? Baie înainte de expoziții. Nu îi fac mereu baie, doar când merg la expoziții. O dată pe lună, la o lună jumate, cam așa. Până acum a câștigat vreun premiu? Are... Pui, are 7 luni și e la a doua expoziție. A câștigat de 2 ori până acum. Ce premii a câștigat? Locul 1. Numai că nu prea e relevant la vârsta asta. De la 9 luni încolo e relevant. Cât timp vă ia să faceți toaleta unei astfel de rase de câine? Dacă este spălat, uscat și obligatoriu uscat, în jur de 4 ore, 5 ore,
când este în blană. Acum nu prea suntem în blană și ia mai puțin. Însă pieptănatul săptămânal durează maxim 15-20 de minute. Și cum de stă atât de cu minte? El nu se plictisește atâtea ore? Pentru că este învățat. Așa cum stăm și noi la baie, așa cum stăm și noi la coafură, așa stă și el. Ce vârstă are? 2 ani. Și mascul de 2 ani. Și rasa? Samoyed. Sau oficial Samoyedskaya Sabaka. E prima dată când participați aici la expoziție la Câmpul Lung? Nu, anual venim, în fiecare an. Ce premii a câștigat băiatul dumneavoastră? Băiatul meu este multiplu Best in Show, Supreme Best in Show, adică Best in Show în traducere liberă cel mai bun din toată expoziția, inclusiv la expoziții naționale, chiar și internaționale. Este deja multiplu campion în mai multe țări și Best in Show-uri în mai multe țări, deci are. Golden Retriever și ciobănuț de Berna. E prima dată când participați aici la Câmpul Lung? Nu, nu, am mai fost. Îmi place, e organizat într-un mod cât de cât profesional. Ca să... Ce vârstă are câinele dumneavoastră? Care din ei? Cel de aici de lângă noi. E un junior de 7 luni. Așa, și ceilalți? Depinde, o luăm în ordine crescătoare, da, sau de crescătoare? Ce aveți în total? Aici? Da. Aici am venit cu 5 exemplare, începând de la 7 luni, clase juniori, clase intermediară și la clase deschisă. De la 7 luni la 1 an și 8 luni, respectiv 2 ani. Au mai câștigat alte premii de-a lungul timpului? Până la această vârstă, la concursurile care au fost, la clasele specifice vârstei lor, bineînțeles. E greu de întreținut o astfel de rasă de câini? Ce implică? Costuri, timp? Sunt ca și membrii ai familiei. Efectiv, același timp pe care îl acordați creșterii unui copil, trebuie să acordați și câinilor. Dumneavoastră, cât timp le acordați? Cam toată ziua, având în vedere numărul de exemplare pe care îi dețin. Dacă ar fi să facem o medie pe lună, ce costuri implică? În jur de 250 de euro. Ce rasă de câine ai la această expoziție? Dog German Marmorat. Ce vârstă are câinele? 7 luni. Ați mai participat la alte competiții? Prima oară și am câștigat deja. Ce anume? Best Puppy. Da, sunt foarte pretențioși. Trebuie avut mare grijă la mâncare, după ce mănâncă cam o oră, două ore, trebuie, n-are voie să facă mișcare, sunt predispuși la să-și întoarcă stomacul. La fel și cu frigul, chiar dacă au o mărime foarte mare, ei sunt de fapt câini de apartament, deci nu au voie să stea afară foarte mult. Trebuie avut grijă și la apa rece cu ei, dacă intră când îi duci, nu știu, la o plimbare în râu sau așa, trebuie avut iară grijă. Cât timp îi dedici câinelui? Cam mai mult de jumătate din zi. Mai ai și alte exemplare, această rasă? Nu, de această rasă nu, e singur. E primul câine pe care l-ai avut? Nu, am mai avut și tot dog german și părinții au avut dog german. Iubitul meu la fel a avut dog german și părinții lui la fel, deci suntem iubitori de această rasă. E foarte iubăreață, dar exclusiv cu stăpânii. O scoatem afară, o iubim, o alintăm, o plimbăm, peste tot merge cu noi, destul de mult. Nu e prietenoasă și cu ceilalți vecini? De... Nu, exclusiv cu familie, așa tot. Exclusiv. La ce premii vă așteptați pe viitor să câștigați? Dat fiind faptul că noi venim dintr-o canisă destul de puternică, Wish Come True, ea se numește Fifi Wish Come True, ne așteptăm să ne ridicăm măcar la înălțimea mamei și a tatălui ei. Acum este a doua oară când participăm la competiție, prima dată am participat la juniori, acum suntem la juniori, prima dată am participat la Papi la București, acum 6 luni. Și avem emoții, să vedem ce o să facem. Cât de pretențioasă este această rasă, în general? Destul de pretențioasă pentru că sunt foarte mâncăcioși și pofticioși și atunci cade în sarcina stăpânului să aibă grijă să-i dozeze hrana și să-i dea hrană exclusiv pentru chihuahua și hrană uscată, nici de cum mâncare gătită, așa cum obișnuiesc majoritatea oamenilor.
pentru că ei sunt foarte pofticioși, tind să devină obezi și atunci au probleme cu picioarele, cu osatura și așa mai departe. O atenție sporită s-a acordat rasei de câini ciobănești, care se împarte pe mai multe categorii, pentru aceștia acordându-se premii speciale. Unul din concursurile speciale este cel mai frumos ciobănesc românesc și ne mândrim că am reușit să mobilizăm exemplare de ciobănesc românesc din rasele omologate, ciobănesc românesc mioritic, ciobănesc românesc carpatin, ciobănesc românesc de Bucovina, iar una în curs de omologare ca și rase este ciobănescul românesc corb. Ați văzut că sunt exemplare frumoase, exemplare dresate, puteau să fie și mai multe aici în zonă, este un bazin de ciobănești românești și sperăm ca la următorul concurs proprietarii acestora să participe cu ei la expoziție, să arătăm cât de mulți și de frumoși sunt.